de ciuperci brune, de ceapă tocată, de cartofi curățați, de smântână dulce, ulei de măsline, sare, puțin piper, avem nevoie și de puțin ghimbir. Eu zic să dăm drumul la treabă. Prima dată eu o să tai ciupercile. Ciupercile le-am tăiat, acum o să dăm drumul la plită. O să adăugăm uleiul de măsline. Puteți folosi și ulei de floarea soarelui. Lăsăm puțin să se încingă. Și o să prăjim ceapa. Bineînțeles, ceapa nu o prăjim foarte mult. Puteți să nu o prăjiți deloc, de exemplu, să puneți direct la fiert ceapa și ciupercile. Imediat se încinde, fără să avem puțină răbdare. Îi dăm putere cu mare și s-a început să se încălzească uleiul. O să punem ceapa la călit. V-am spus, nu foarte mult. Foarte puțin, doar să aromatizăm uleiul cu puțină ceapă. Cu puțină ceapă. O să adăugăm acum cartofi. Să se călească și ei foarte puțin. O să adăugăm și puțin ghimbir. O să adăugăm și ciupercuțele. O să asezonăm cu sare și cu puțin piper. Păcălim puțin și ciupercile. Adăugând sarea, deja ciupercile o să le lase apă. Foarte puțin. V-am spus, dacă nu doriți, nu căliți nimic, ați puneți la fiert. O să adăugăm apă. Și lăsăm să fiarbă jumătate de oră. Acum, când sunt fierți cartofii și ciupercile, supa este gata.